Conferința de lansare a proiectului Reabilitare, Modernizare, Extindere și Dotare Centrul de Asistență Medico-Socială Mogoșești a avut loc astăzi la sala de ședințe a Consiliului Județean. Potrivit managerului de proiect Doina Sturzu, acesta a fost câștigat pe programul operațional regional 2007-2013. Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii sociale din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești, cu un impact direct asupra creșterii calității serviciilor de îngrijire acordate persoanelor din județul Giurgiu și din regiunea Sud-Muntenia. Printre lucrările care vor fi executate la centrul de la Mogoșești se numără reabilitarea parțială a acoperișului, reabilitare termică a clădirii, înlocuirea tâmplăriei, placări cu grese și faianță, modernizarea grupurilor sanitare și crearea de vestiare. În plus, va fi extins un corp al imobilului ce găzduiește centrul. Lucrările ar putea începe cel mai târziu în primăvara anului viitor. Centrul a dezvoltat parteneriate cu instituții non-guvernamentale, cu persoane din societatea civilă și a primit sprijinul Consiliului Județean Giurgiu prin prezența domnului președinte Dumitru Băianu, care împreună cu echipa dânsului a contribuit la elaborarea planurilor pentru accesarea fondurilor europene, ca centrul să fie modern, să fie dotat și reabilitat. Potrivit Danielei Stănoescu, imobilul în care funcționează centrul de la Mogoșești are o vechime de 100 de ani și este monument istoric. Unitatea are o capacitate de 80 de locuri, 65 de persoane fiind în prezent internate acolo. Pe de altă parte, directorul executiv al Direcției de Cooperare Interregională a Consiliului Județean Giurgiu, Nicu Mardale, a declarat la evenimentul de astăzi că instituția pe care o reprezintă are depuse pe programul operațional regional 2007-2013 6 proiecte pe domeniul îmbunătățirii infrastructurii sociale. Unul dintre proiecte este cel care vizează reabilitarea centrului de la Tântava, al doilea este acela lansat astăzi și care se referă deci la modernizarea centrului de la Mogoșești. Celelalte 4 proiecte, respectiv amenajare Centrul Persoane Vârstnice Mogoșești, reabilitare și modernizare complex servicii sociale, reabilitare, modernizare, extindere și dotare Centrul de Asistență Socială Hotarele și reabilitare, modernizare, extindere și dotare Centrul pentru Persoane Vârstnice Mironești, sunt în precontractare. Valoarea tuturor acestor proiecte se ridică la 21 de milioane de lei.